Doresc în primul rând să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate extraordinară de a fi la acest eveniment. În același timp, mulțumesc familiei care m-a invitat să fiu parte la acest eveniment. Am stat și am meditat aseară de ce m-au chemat pe mine și încă nu am găsit răspuns. Dar este o bucurie pentru mine să fiu în locul acesta și să vă aduc un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dintr-un început aș vrea să vă spun o premisă de la care eu pornesc cu mesajul pe care l-am pentru dumneavoastră. Eu cred că Dumnezeu a inventat căsătoria și că Dumnezeu este cel mai în măsură să ne spună cum trebuie să funcționeze o căsătorie fericită, o căsătorie bună. De aceea nu o să vă spun nimic din ce cântă și cred starurile de la MTV sau unele mai ascultăm noi sau le ascultați, că eu nu prea le ascult, decât să, probabil să le combat. Voi apela la cuvântul lui Dumnezeu în această zi pentru a explica un lucru care cred eu că este foarte greșit înțeles în vremea în care noi trăim. Și acest lucru este dragostea. Mintea noastră fiind foarte poluată de idei greșite cu privire la dragoste și pentru că consider că dragostea este liantul esențial pentru o căsătorie și pentru că Dumnezeu ne spune în Sfânta Scriptură că dragostea este suma tuturor poruncilor care ne sunt lăsate în cuvântul lui Dumnezeu. După cum observați, Biblia aceasta este destul de groasă, chiar dacă e mică. Sunt foarte multe porunci în Sfânta Scriptură, dar Domnul Iisus, apostolii au repetat de foarte multe ori că toate poruncile pe care Dumnezeu ne le-a dat se înglobează, se însumează într-o singură poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bineînțeles, aproapele meu, în primul rând, este soția mea, apoi copiii mei și așa mai departe. Aproapele lui este soția lui, aproapele ei este soțul ei. Ce este dragostea? Acesta este subiectul meu în această zi. Să explicăm puțin, să detaliem și aș dori să observați fiecare dintre dumneavoastră din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă această lege a dragostei, legea iubirii. Versetul 22 până la versetul 33 ne descrie, pasajul acesta ne descriu cele două responsabilități ale soțului și a soției. Soția să se supună soțului, bărbatul să-și iubească soția. Bineînțeles, Biblia nu exclude că și soția trebuie să-și iubească soțul. Versetul 24 începe să ne explice cum este această iubire. Spune, după cum biserica este supusă lui Hristos, așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile, bărbaților iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Și spune, în primul rând, El s-a dat pe sine pentru ea. Dragostea este întotdeauna sacrificială. Vedeți, societatea, cultura în care noi trăim ne bombardează cu ideea că dragostea este în esență un sentiment. Dragostea cuprinde și o parte, are o parte sentimentală, cuprinde și ideea asta de afecțiune și de pasiune. Dar dragostea nu este în esență sentiment. Și aș vrea să vă dau un exemplu din viața mea personală. Nu o să dau foarte multe exemple din viața mea personală, că fiecare dintre dumneavoastră care sunteți căsătoriți, știți cum e prima parte din căsătorie. Foarte multe meciuri așa de ping-pong, foarte multe discuții, foarte multe... Știți cum este, da? E extraordinar. Luna de mere într-un fel, când ajungi acasă luni dimineață, lucrurile sunt altfel. Când vin copiii, lucrurile sunt altfel. Da? Dacă se trezește pruncul, noi avem doi prunci deocamdată, dacă se trezește pruncul la 3 noaptea și soția te roagă să te duci să-l schimbi, aia nu prea mai seamănă cu luna de mere, nu? Atunci ai nevoie de dragoste. Oh, în luna de mere e foarte ușor să iubești. Oh, când toate lucrurile sunt extraordinare, e foarte ușor să iubești. Sau când la 4 dimineața soția te roagă, du-te și încălzește o sticlă cu lapte și bucătăria ta e afară. Și frig, și zăpadă. Și zice, afară. Gribulin, nu te îmbraci ca să te duci afară. Te duci, glonț. Îți sare tot somnul la ora 4 până la ora 6, te chinui, să adori, nu prea adori. Mai este dragoste. Dragostea, în esență, este o dragoste care se sacrifică, care caută binele celuilalt. Bineînțeles, unii bărbați, după anumiți ani de căsătorie, ar dori să se sacrifice definitiv. Dom'le, să știe că a scăpat, m-am sacrificat și am încheiat-o. Dar dragostea pe care o ne cere Domnul Iisus este o dragoste care se sacrifică în fiecare zi. Și vedeți, textul nu spune că Hristos și-a sacrificat biserica, ci spune că Hristos s-a sacrificat pe sine pentru ea, pentru biserică. În căsătorie, cei doi sunt chemați să se sacrifice unul pentru altul. Și bineînțeles, sacrificiile pe care ni le cere Sfânta Scriptură sau sacrificiul pe care ni-l cere Sfânta Scriptură nu este un sacrificiu care vizează împlinirea poftelui celuilalt. Există un grad în care suntem chemați să împlinim și plăcerile celuilalt, dar în esență suntem chemați să sacrificăm pentru binele cel mai mare al celuilalt. De aceea ne spunea un profesor nou în facultate că căsătoria nu este pentru proști. Și nu este pentru proști,
Pentru că trebuie să gândești totdeauna, Doamne, ce este cel mai bine pentru partenerul meu acum? Păi este lucrul ăsta. Mă voi sacrifica pe mine pentru a împlini cel mai mare și cel mai important lucru pentru el. Dragostea sacrifică intențional, intenționat. În al doilea rând, dragostea este realistă, nu ignorantă. Vedetele ne spun că dragostea este oarbă. Domnule, am mers pe stradă, te-am văzut, mi s-a aprins inima și te iubesc. Și că dragostea este oarbă. Și să căsătoresc ăștia, oamenii ăștia care se iubesc așa în orbire, și după o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, un an, doi, trei, încep să vadă anumite lucruri pe care nu le-au văzut. Când s-au văzut ei așa, într-o dragoste din asta oarbă, și au fost luați de o euforie din asta și un extaz care a ținut nu știu cât timp. Și zice, o, dar asta nu e persoana pe care eu am cunoscut-o când eu m-am căsătorit. Bineînțeles, în esență, aici este o problemă și psihologică. Doi oameni, când se căsătoresc, experimentează o transformare fundamentală. Ei înșiși nu se mai recunosc pe ei. Pentru că n-au fost niciodată într-o relație de căsătorie ca să aibă anumite comportamente. Și este normal lucrul acesta. Este exact aceeași persoană, numai că a experimentat o transformare fundamentală. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Spune Scriptura că Domnul Iisus a luat biserica, s-a sacrificat pentru ea și a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățeșeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură. Deci vedeți, în momentul în care Domnul Iisus s-a uitat la biserica lui, la noi, răscumpărații, cei pentru care a murit, Domnul Iisus a știut că noi avem nevoie să fim restaurați, să fim recreați, să fim vindecați de păcatele noastre, de problemele noastre, de greșelile noastre. El a știut cine suntem noi. El nu a murit pentru noi având o dragoste oarbă. Și după ce a murit să zică, oh, dar eu n-am știut că Andrei e așa de ticălos, eu n-am știut că Andrei o să păcătuiască așa de mult, dacă știam nu mai muream pentru el. Nu! El în cunoștință de cauză, într-un sens s-a logodit cu biserica lui, s-a căsătorit cu biserica lui, a murit pentru ea tocmai pentru că a știut că este păcătoasă, tocmai pentru că a știut că are pată, că are zbârcitură, că nu era frumoasă. Tocmai de asta s-a căsătorit cu ea și a murit pentru ea. Acesta este modelul iubirii Domnului Iisus Hristos și poate veți spune, oh, asta este foarte contracultural. Poate să fie, dar vă spun că oricărei femei va convine să fie iubită în felul acesta. Pentru că ea știe că la un moment dat partenerul ei, soțul ei va descoperi lucruri în ea care nu sunt frumoase. Și ea știe că nu sunt frumoase lucrurile acelea și nu sunt bune. Sunt anumite lucruri care fac rău soțului ei. Dar își va dori să aibă un soț, își va dori să aibă un soț care a știut dinainte că va avea lucrurile acestea și le acceptă. Și le acceptă. Dragostea nu este ignorantă, dragostea este realistă. Și poate, eu sper să nu fie o veste nouă pentru cei doi, voi sunteți amândoi imperfecți. Aveți defecte, aveți greșeli, ca noi toți. Trebuie să vă acceptați lucrul acesta, să lucrați de la defectele acestea și să nu aveți niște așteptări irealiste de la celălalt. Unii oameni își imaginează că partenerul de căsătorie e un fel de Mesia. Mă căsătoresc, ăsta o să împlinească toate visele mele, toate fanteziile mele, toate aberațiile care au fost vreodată în mintea mea. Dacă mă căsătoresc cu fata asta, o să fiu cel mai fericit. Se căsătorește și după aia află. Una, alta. Zice, oh, am greșit, n-am nimerit. Hai să încerc cu altcineva. E o problemă. Și din, cum zicem noi, din floare în floare, din floare în floare, își trăiește nefericirea pe pământul acesta, pentru că a crezut în dragostea asta oarbă. Dragostea este realistă. În al treilea rând, dragostea urmărește frumusețea sfințeniei. Vreau să sublinez lucrul acesta, pentru că este foarte important. Există ceva frumos în decență, în curăție, în sfințenie, care depășește tot ce promovează lumea prin senzualitate, destrăbălare și sexualitate. Există ceva frumos care, dacă este cultivat în soțul tău și în soția ta, vei ajunge să prețuiești așa de mult lucrul acela, încât când trec ani peste fața noastră și se duce frumusețea exterioară, trec ani peste trupul nostru și trupul nostru se răblăgește și încep să se lase lucrurile în jos, da? Vei ajunge să-ți iubești partenerul pentru că are ceva mult mai frumos decât exteriorul. Că dacă dragostea ta este legată de exterior, la un moment dat trupul acesta se răblăgește, se strică, se duce din frumusețea lui. Și îi căuta pe altcineva mai frumos decât partenerul tău sau partenera ta. Dar uitați ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune Scriptura aici așa. A murit pentru biserica lui ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Pentru că suntem frumoși când suntem oameni de caracter. Un om care, poate exteriorul nu este așa de atractiv, dar are caracter, este un om frumos, este un om care atrage, este un om care se face bine primit față de ceilalți. Și mai cu seamă lucrul acesta este important în căsătorie.
Când punem accent și cultivăm partea spirituală, sfințenia celuilalt, curăția celuilalt, este ceva care ne va câștiga din celălalt și nu ne va lăsa niciodată să-l lăsăm pentru altcineva. Și îndemn și pe cei doi și vă îndemn și pe dumneavoastră să cultivați trăsăturile de caracter, să cultivați inima, să cultivați frumusețea lăuntrică, să cultivați ceva ce nu are lumea, ceva ce vedetele nu vă spun că este important, dar care rămâne. Și ceva care nu poate fi schimbat și nimeni nu va jertfi pentru ceva exterior, trupesc. Și asta este lucrul lăuntric. În al patrulea rând, dragostea este exclusivistă și separatistă. Uitați ce spune Scriptura. Scriptura spune că a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea și așa mai departe, și o sfințește și așa mai departe. Există o lucrare, un fel de dragoste a lui Dumnezeu care se îndreaptă exclusiv spre biserica lui. Spre biserica lui. Aici am găsit că este un lucru foarte important în căsătorie. Foarte multe probleme și necazuri vin în căsătorie din cauza faptului că soțul și soția nu înțeleg împreună că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le dăm doar partenerului nostru. Anumite priviri, anumite atingeri, anumite strângeri de mână, anumite vorbe, anumite comportamente sunt lăsate de Dumnezeu să fie exclusiv pentru partenerul nostru. Dar societatea în care noi trăim promovează lucrul acesta că trebuie să scoți totul la iveală. Dă, domnule, totul. Și din trupul tău, și din vorbele tale, și privirile tale, și atitudinile tale, nu mai faci diferență la un moment dat. Domnule, dar care-i soția lui ăsta? Că ăsta zboartă la fel cu toate femeile. Și există un mister, o taină între doi oameni care păstrează ascuns lucrurile pe care le au ei și nu le vând în exterior. Și mă refer aici de la trup, de la vorbire și până la cele mai mici detalii. Este un tip de a-ți iubi soția, o iubire pe care nu o dai nimănui altcuiva. Și vă bucurați de lucrurile acelea tăinuite în căsătorie, le descoperi acolo, le descoperi acolo. Și se pierde foarte mult din cauza faptului că oamenii nu înțeleg că trebuie să păstreze dragostea aceasta exclusivistă pentru partenerul lor. Și calea spre divorț sentimental și chiar legal, asta este. Să împărtășești cu toată lumea ce ar trebui să dai doar soțului și soției tale. Eu, unul personal, cred, de exemplu, în decența în îmbrăcăminte, nu din prostie, că sunt anticultură și sunt medieval. Cred în decență pentru simplu fapt că sunt gelos. Aș vrea să mă bucur doar eu cu soția mea de anumite lucruri. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și dau doar un exemplu, dar lucrul acesta continuă spre multe alte detalii. Vedeți că mai sunt discuții între ei. Dar te-ai uitat cam nu știu cum. Mai merg la noi acolo, se obișnuiește dimineața, mergem la câte o cafea. Când mă lasă soția. Și când mă la cafea, mai vorbesc acolo cu unul, cu altul. Și este așa o scenă care mă deranjează foarte mult. Trece câte o țoapă. Știți cum sunt țoapele, da? Nu văd exterior. Trece câte o țoapă și toți bărbații stau cu cafeaua acolo și toți vum, fac cu capul, vum, fac cu capul așa, fac cu capul așa. Și zic, mă, ce problema ăștia? Dar toți în aceeași direcție. Unii mai așa, dar toți cam în direcția în care unul mai comentează, altul nu comentează. Este o problemă. Deci este o problemă. N-au înțeles că dragostea este exclusivistă. Păstrează și anumite priviri doar pentru soț și soție. Și lucrul acesta continuă foarte multe detalii. În a cincilea rând, dragostea este perseverentă. Nu știu câți dintre dumneavoastră, care sunteți deja căsătoriți, ați ajuns la un moment în viața dumneavoastră în care ați simțit că sunteți la un refuz. Dom'le, spui, nu mai suport. Nu mai suport. Și simți că nu mai suporți pe celălalt. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, spune că s-a jertfit pentru biserica lui ca să o înfățișeze în viitor, înaintea lui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană. Și repet lucrul acesta pentru că este foarte important. Dumnezeu ne iubește cu o dragoste perseverentă. Dumnezeu când te întorci la El cu pocăință și mărturisești păcatul, Dumnezeu te primește iară, te primește iară, te primește iară. Dumnezeu nu zice la un moment dat, Domnule, m-am săturat să tot iertat la voi. Hristos când a murit pe crucea de la Golgota ca să spele păcatele mele, El a știut tot ce urma să fac eu, tot, absolut tot. Și nu există niciun moment în viața mea când să fac un lucru și Domnul Iisus Hristos să spună, zice, ai făcut o lată de data asta. E prea de tot, dar nu mai rezist, Domnule. Cât o să acopăr greșelile tale, cât o să acopăr prostiile tale, cât să te învăț, cât să stau lângă tine. Și modelul acesta de dragoste este lăsat soțului și soției. Ei să persevereze indiferent de lucrurile pe care le-ar descoperi în celălalt. Asta nu-i dă dreptul celuilalt să se poarte oricum, că oricum știu că soțul meu stă lângă mine. Nu. Asta îl va face pe celălalt, va face în inima celuilalt să facă un izvor de mulțumire și de recunoștință când vede dragostea celuilalt care
perseverează, care perseverează. Tatăl meu mi-a spus că a fost la o conferință în care tuturor bărbaților din sală li s-a dat așa o foaie, la alții mai mulți că au avut nevoie, mai multe foi la alții, în care au fost rugați să scrie toate defectele soțiilor lor. Vă dați seama, unii au terminat câteva pixuri, au scris acolo cu sete, le-au dat topurile de hârtie, scriau băieți acolo cu o sete, să scriau defectele soțiilor lor. Unii după ani de zile, vă dați seama, au adunat acolo, au scris, au scris, au scris, au scris. Da, la un moment dat au trebuit să-i opească pe unii chiar dacă ei ar mai fi scris ceva. Și i-au pus să scrie la sfârșitul paginii sau paginilor respective două lucruri. De cât timp sunt căsătoriți? Și au scris fiecare acolo. Și la urmă mi-a pus să scrie pe toți un lucru. Atât am reușit să fac din soția mea în 30 de ani, în 40 de ani, în 20 de ani. Surorilor, vă place cum sună, nu? Asta spune în Biblia. Pentru că Hristos s-a dedicat pe El însuși ca să-și sfințească El biserica. Și bărbatul la un moment dat când are de reproșat ceva nevestei lui, trebuie să se gândească că primul vinovat este El. Pentru că ăsta este modelul dragostei lui Hristos. Da, cu siguranță Hristos are multe lucruri, am putea spune, să ni le reproșeze, dar vedeți, El se dedică ca să schimbe lucrurile acestea, să transforme lucrurile acestea. Nu ne bate la cap cu lucrul acesta, ci ne cucerește prin dragostea Lui, ne cucerește prin dragostea Lui. În al șaselea rând, dragostea este necondiționată. Domnul Iisus Hristos a murit acum vreo 2000 de ani. Și nu ne-a creat pe noi toți ca să ne spună înainte, fii atent, uite în ce condiții o să mor pentru voi. Dacă și voi o să faceți nu știu ce. Oh, mai sunt discuții între soț și soție, zice, oh, eu aș putea, mi-ar fi mai ușor să te iubesc, de acord că ți-ar fi mai ușor să o iubești dacă ar face nu știu ce. Mi-ar fi mai ușor să te iubesc dacă și tu, și completează-l cu ceva. Și soția spune, și mie mi-ar fi mai ușor să fac nu știu ce, și mie mi-ar fi mai ușor să fac asta dacă și tu. Și pun condițiile, dacă aștept până și ea, până și el o să facă nu știu ce, nu o să vă mai iubiți niciodată. Dragostea, în esență, este necondiționată. Hristos ne iubi necondiționat. Noi nici nu existam când El a hotărât să moară pentru omul păcătos. Nici nu existam. Ne-a iubit necondiționat. S-a jertfit necondiționat pentru noi. Aceasta este dragostea pe care Dumnezeu o cere de la soț și de la soție. Să iubească necondiționat. Și peste foarte multe bariere care ni se par de netrecut în căsătorie, trecem foarte ușor dacă nu mai punem nicio condiție. Hotărăsc să iubesc și să merg înainte. În al șaptelea rând, dragoste este o datorie. Auziți ce spune versetul 28? Tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă bărbatul nu mai simte să-și iubească nevasta, ei se trezește câte unul ăsta și zice, nu mai simt, domnule. Nu mai simt nimic pentru ea. Și care e întrebarea mea? Și ce dacă? Și ce dacă nu mai simți? Biblia spune că dragoste este o datorie, este o îndatorire a mea, nu simt. Nu e niciun fel de problemă, domnule, iubește în continuare. Dar aici ajungem iarăși la mentalitatea care ne-a fost inoculată și revărsată în mințile noastre, că dragostea în esență este un sentiment. Nu este în esență un sentiment. Dragostea este o hotărâre de legământ pe care am făcut-o cu un om, cu o ființă umană, ca să-l iubesc până la moarte. Și voi acționa din dragoste până când sentimentele, ca niște sclavi, vor urma hotărârile mele. Eu nu-mi las viața condusă de sentiment. Eu ajung la, după ce conduc mult, la un moment dat mi-e greu să schimb piciorul și să pun frână. Am mers numai pe accelerație. Mă greu, mă dor picioare, nu mi-aș trage piciorul să pun frână la trecerea de pieton. Trebuie să pun frână la trecerea de pieton, chiar dacă nu simt să pun frână la trecerea de pieton. Câteodată aș vrea să închid ochii la volan că mi-e somn. Trebuie să-i țin deschiși. Nu simt să-i țin deschiși, dar îi țin deschiși pentru că așa e mai bine și pentru mine și pentru toată lumea. Dragostea în esență pentru aproapele meu, pe care nu vreau să-l calc la trecerea de pieton, înseamnă să-mi țin ochii deschiși chiar dacă nu simt lucrul ăsta. Și aplicați lucrul acesta în căsătorie. Dragostea, în esență, înseamnă să hotărăști, să decizi să-i faci bine celuilalt. În al optulea rând, dragostea își face bine sieși. Auziți ce spune aici Scriptura. Foarte interesant. Zice, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Acum, bărbații știu lucrul ăsta. Dacă nu-ți iubești nevasta, s-o termina bucuria din casă, nu-i așa? Dacă nu-ți iubești nevasta, s-o termina bucuria. Și mâncarea parcă e altfel. Bineînțeles, și când vine seara, e altfel. Multe lucruri sunt altfel când nu-ți iubești soția. Și Biblia spune, dacă o iubești, vedeți, ne spune un lucru normal, natural, Dumnezeu. Dacă o iubești, îți faci ție bine, domnule. Dar vă mai dau un motiv pentru care ne facem nouă bine înșine bărbaților dacă ne iubim nevestele. Și invers, nevestele dacă își iubesc bărbații. Știți de ce ne facem bine? Pentru că când nu iubești, inima trebuie să se umple cu ceva. Ori cu ură, ori cu resentimente, ori cu gânduri rele, ori cu păreri despre soțul sau soția ta, ori cu amărăciune, ori cu neiertare, ori cu dușmănie, ori cu invidie, ori cu gelozie și lucrurile astea infectează inima și te otrăvesc.
Și chiar dacă partenerul tău nici măcar nu știe ce-ți trece ție prin cap sau ce ai tu în inimă, primul care suferă când nu iubește ești tu. Pentru că dacă n-ai dragoste, ai altceva, nu poți să fie inima goală. Și vedeți, Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt ne spune: iubește soția, pentru că dacă o iubești, îți faci ție bine. Iubește soțul, că dacă îl iubești, îți faci ție bine. Că dacă nu îl iubești, inima se umple cu altcineva. Și primul care suferă ești tu. Și vedeți, când Dumnezeu ne cere să iubim, Dumnezeu ne cere de fapt să fim fericiți. De foarte multe ori se spune: Dumnezeu nu vrea să fim fericiți, Dumnezeu vrea să fim sfinți. Dumnezeu vrea să fim și sfinți și fericiți. Dar când suntem sfinți, o să fim fericiți. Când iubim, suntem fericiți. Dăruind, ne vom ferici pe noi înșine. Sacrificându-ne, ne vom ferici pe noi înșine. Dragostea este normală în al nouălea rând. Uitați ce spune textul în locul acesta. Zice: să ne iubim nevestele ca pe trupurile noastre, cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui. Adică, domnule, la fel cum crezi că tu meriți să fii iubit, la fel merită și partenerul tău. Nu ești tu cu nimic mai presus decât partenerul tău. Este ceva normal. Cum ai grijă de tine însuți, la fel ar trebui să ai grijă și de celălalt. Nu uităm apoi, spune Scriptura în locul acesta, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag. Aici Scriptura ne prezintă două nevoi fundamentale pe care le are și soția și soțul. Nevoi fizice și nevoi sufletești. Și am văzut bărbați care sunt gata să aducă acasă tot ce este necesar din punct de vedere material. Zice: domnul, eu mi-am făcut datoria de soție, aduc bani și ea trebuie să fie mulțumită. Într-adevăr, lucrul acesta este foarte important, că Biblia spune că cine n-are grijă de cei din casa lui, mai rău decât un necredincios. Adică dacă ești, crezi în Dumnezeu, ar trebui să ai măcar lucrul ăsta în mintea ta, că trebuie să ai grijă de familia ta și nu să o scoți pe nevastă de ta din casă să ducă să câștige banii pe care tu trebuie să-i câștigi, înfruntând toate intemperiile sociale, tu, nu nevasta ta. Da? Adevărul ăsta este, din punctul meu de vedere, e foarte bine să-ți lași nevastă cât mai mult acasă, că după ce o tras altul și o hămălit-o 8 sau 10 ore la lucru, nu te aștepta să vii acasă tot aranjată, zâmbitoare, ceaiul pe masă, cafeaua pe masă, totul e extraordinar. Să o crezi tu, nu se poate așa ceva. Că n-are două inimi. Nu are energie triplă decât ai tu. Da? Tu ești chemat, bărbatul e primul chemat să se duce să câștige pâinea, să vină cu sudoare acasă, să-și câștige pâinea cu sudoare, să se confrunte cu toate barierele pe care ne le pune societatea și să ne câștigăm pâinea de fiecare zi și ce avem nevoie. Dar Biblia mai spune că bărbatul nu doar trebuie să-și hrănească nevasta sau să aducă ce este necesar din punct de vedere fizic, ci să o îngrijească cu drag. În Sfânta Scriptură mai este folosit o singură dată expresia asta din limba originală, îngrijește cu drag, când Pavel spune că o mamă își îngrijește cu drag copiii. Adică bărbatul trebuie să fie sentimental. Și mai găsești câte un bărbat din ăsta și spune, mai vin la consiliere, și zice: soția niciodată nu spune că mă iubește, nu simt că mă iubește, nu simt. Și, într-adevăr, femeile au o abilitate specială, au așa un fel de radar din ăsta de detectare a sentimentelor bărbatului. El poate să zică că te iubesc și ea spunea: tu nu crezi asta, ai spus-o din reflex. Ea vrea să simtă. Și Biblia așa spune aici, să o îngrijească cu drag, să fie sentimental față de ea. Și acum sunt unii care spun: domnule, eu nu sunt sentimental. Dacă nu ești sentimental, nu te căsători. Că nevasta are nevoie să fie sentimental, să fie emoțional, să fie afectiv. Domnule, nu pot să fiu afectiv. Nu te căsători dacă nu poți să fii afectiv, tată. De ce să distrugi un suflet de femeie dacă tu nu poți să fii căsătorit împlinind o nevoie fundamentală a nevestei tale? Nu te căsători. Dar lucrul acesta nu este adevărat. Știți de ce? Pune-l la meciul lui favorit. Sau lasă să se ducă cu băieții. Vezi, domnule, la un moment dat, când au dat gol, purlă, se ridică de acolo jos, se învârte în jurul televizorului, ca indieni în jurul focului și strică acolo, face gălăgie mare. El nu e sentimental. Domnule, eu nu sunt sentimental. Este sentimental. Este sentimental când este pus în contexte unde are lucruri care îi plac. Lucruri care îi plac. El poate fi sentimental. Și Biblia asta ne spune, trebuie să împlinim aceste nevoi sufletești ale soțiilor noastre. Asta este o poruncă de la Dumnezeu. Dragostea este sensibilă, este sentimentală. Apoi spune Scriptura că dragostea necesită, și mă apropii încetul de încheiere, dragostea necesită o despărțire. Zice, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Unii abia așteaptă să lase pe tata și pe mama. Și foarte bine lucrul acesta. Am văzut cupluri tinere divorțate la propriu din cauza faptului că cei doi tineri, în primul rând, n-au înțeles în ce uniune au intrat. Și că nici mama, nici tata n-au voie să se bage acolo. N-au înțeles lucrul acesta. Dar aici există pericolul acesta de a crede că mama și tata n-au nimic de spus. Mama și tata sunt foarte buni sfătuitori.
Mama și tata sunt foarte buni sfătuitori. Dar ce înțeleg eu din textul acesta este următorul lucru. În căsătorie trebuie să rupi și să scoți afară absolut orice are tendința de a fractura uniunea aceea. Asta înseamnă că mersul la pește, dacă are tendința de a fractura, dacă ai scandal de fiecare dată când te duci la pește, lasă peștele, tată. Dacă ai scandal de fiecare dată când te pui și joci la 30 de ani pe Xbox sau nu știu ce, te joci la calculator la 30 de ani, n-ai ieșit din adolescență, n-ai reușit chiar dacă te-ai însurat sau ai doi prunci, n-ai reușit, domnule, lasă lucrul acela. Nu diviza, nu rupe această uniune sfântă pe care a făcut-o Dumnezeu din cauza unor obiceiuri, din cauza unor plăceri personale. Asta este dragostea. Dragostea sacrifică pentru a păstra și pentru a întări această unire în căsătorie. Adică sacrifici absolut orice, plăceri legitime, obiceiuri, hobby-uri, prieteni, absolut orice, care tinde să fractureze această unire. Și cine n-ar dori să fie căsătorit cu o asemenea persoană? Care este gata să dea afară din viața lui, din viața ei, orice lucru care ar tinde să fractureze lucrurile acestea. Bineînțeles, eu nu trebuie să abuz de disponibilitatea soției mele și să scot din viața ei anumite lucruri care pur și simplu nu deranjează cu nimic căsătoria noastră. Nu trebuie să nu dăm în fanatisme, dar trebuie să înțelegem principiul acesta fundamental de aici. Trebuie să scoatem din viața noastră lucruri care tinde să fractureze această căsătorie. Și apoi Scriptura spune să se alipiască, se va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Păi cum să te lipești de nevastă ta? Unii au zis, mă, ce înseamnă să te lipești de nevastă ta? Păi după mintea ta, ce înseamnă să te lipești de nevastă ta? Așa, după mintea ta, cam ce ar putea să însemne? Dar vă spun ce ar însemna. Înseamnă să te lipești. Lipitul ăsta trebuie să fie din toate punctele de vedere. Înseamnă să fii pe aceeași de lungime de undă cu ea. Să începeți să gândiți la fel, să aveți aceleași valori, să aveți aceleași standarde, să aveți aceeași viziune de viață, să aveți același scop, să vă duceți în aceeași direcție. Da? Să puneți încet, încet toate lucrurile pe același făgaș. Să aveți același pat. Da? Ferească Dumnezeu să aveți două. Sau, ce știu, patul din casa altcuiva. Ferească Dumnezeu. Să aveți aceiași bani. Să vă uniți din toate punctele de vedere. Social, eclesial, bisericesc, sentimental, emoțional, spiritual, sufletește, din toate punctele de vedere. Dar, bineînțeles, să vă uniți și fizic. Din nefericire, poate pentru dumneavoastră este o noutate, sunt oameni care trebuie consiliați și sfătuiți să-și împlinească datoria fizică de soț și de soție față de partenerul lor. Și credeți dumneavoastră, Dumnezeu a știut aberațiile care o să treacă prin mintea omului și ne-a sfătuit și cu privire la lucrul acesta. Auziți ce spune Scriptura așa. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Asta înseamnă că soția are dreptul să schimbe freza, să stundă barba la mărimea la care ea vrea, să te îmbrace cum vrea, da? Are dreptul. Zice că ea e stăpână pe trupul tău și tu ești stăpân pe trupul ei. Și apoi spune, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul ei, ci nevasta. Aici nu este o promovare a abuzului, ci este o promovare a împărtășirii ființei în întregime față de celălalt. Și spune, să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, adică când sunteți amândoi de acord, pentru un timp, nu pentru 100 de ani, ca să vă îndeliniciți cu postul și cu rugăciunea. Acum cât poți să postești să te rogi, nu? Postești o zi, două, trei, dar cât mori, nu poți posti foarte mult, da? Apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Și am găsit niște oameni ăștia foarte vlavioși care spuneau, oh, păi domnule, deci dacă te ispitește satana, stăpânește-te, abține-te. Mă, Biblia mea nu spune să mă abțin. Biblia mea nu spune așa. Zice, dacă mă ispitește satana, zice să mă împreun cu nevastă mea. Oh, ce înseamnă lipitul ăla? Înseamnă lipit din toate punctele de vedere. Și mai cu seamă să ținem cod de porunca aceasta clară care ne dă Scriptura de a căuta unitatea. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să iubim așa cum vrea El. Că atunci când împlinim această lege a iubirii sfinte, această lege a dragostei dumnezeiești, vă sfătuiți să mai citiți din când în când pasajul acesta. Așa să vă exorcizați de orice prostie pe care o auziți cântată prin baruri, prin cafenele sau pe stradă când dă unul geamul jos. O grămadă de prostii să cântă. O grămadă. În general să cântă prostii. O grămadă de prostii. Și ai nevoie să-ți mai cureți mintea de ideile astea. Și lucrul acesta îl poți face doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea putere, să-mi dea putere și să facă Dumnezeu să fim o generație sau generații de oameni care au căsătorii după voia lui Dumnezeu. Amin. Atunci o să fim fericiți. Slăviți să fie Domnul.